ședința de guvern. Domnul ministru Câțu, înainte de rectificare, ne puteți prezenta câteva date legate de evoluția economică, de indicatori macroeconomici și de încasările la buget? Bineînțeles, domn premier. În această săptămână au fost prezentate mai multe informații la nivel macro, care confirmă scenariul nostru de bază cu o revenire a economiei în partea din trimestrul 3, începând trimestrul 3 al acestui an. Deja am prezentat, venitul mediu net în România a crescut față de anul trecut, după 9 luni de zile, cu 7,8%, asta într-o perioadă de criză. Vă referiți la venitul mediu net pe luna septembrie 2020, da, raportat la septembrie 2019. Exact. În august era 7,6 creșterea. Deci e un trend de creștere care se menține și pe luna septembrie. Rata inflației a continuat să scadă și a scăzut în aproape fiecare lună în acest an și am ajuns la un nivel al inflației care este cel mai mic din septembrie 2017 și până acum. Deci anul acesta prețurile au continuat să scadă. Dacă punem în comparație cu venitul net, creșterea cu 7,8%, vedem o creștere a puterii de cumpărare medie cu 5 puncte procentuale anul acesta. Inflația cât e? 2,1% inflația. Anualizată? Anualizată, da. Și astăzi au venit cifrele pentru producția industrială și aici avem a cincea lună consecutivă de creștere a producției industriale. Trebuie spus că producția industrială intrase deja în recesiune în 2019. Acum avem 5 luni de creștere și în trimestrul 3 estimez că vom readuce tot sectorul pe plus. Acum, ca dinamică, față de anul trecut, este încă negativ, dar avem 5 luni de creștere a producției industriale. Și în ceea ce privește veniturile și se văd toate aceste date pozitive din economie, se văd și în venituri. Octombrie vom prezenta, dar acum avem estimări. Datele finale vom prezenta pe 25 noiembrie pentru 1 octombrie, dar până acum știm că veniturile bugetului general consolidat după 10 luni de zile sunt mai mari decât veniturile bugetului general consolidat pentru aceeași perioadă anului trecut. Dumneavoastră spuneți că am încasat mai mulți bani în 2020, deci, în plină criză economică, pe primele 10 luni decât s-a încasat în 2019. Este corect și acest lucru s-a întâmplat chiar dacă, pentru octombrie, știți foarte bine că am prelungit facilitățile. Deci cei 16,5 miliarde de lei pe care trebuia să-i încasăm, care sunt datorii acumulate de companii în perioada de la începutul stării de urgență până acum, au rămas în continuare la companii și au până pe 15 decembrie să decidă dacă le reșalnează sau le plătesc pe 25 decembrie. Mâine vom avea, sper eu, confirmarea că economia a avut o creștere economică în trimestrul 3. Apar datele pe trimestrul 3 și sper să avem confirmarea că în trimestrul 3 a crescut economia și sper să avem, de aici punem, bineînțeles, fundamentarea pentru rectificarea bugetară pentru săptămâna viitoare. Bine, vă mulțumesc, domnul ministru. Sunt semne bune. Sunt semne bune, sigur nu trebuie să fim excesiv de optimiști, dar e clar că avem un trend de revenire și ăsta trebuie susținut prin investiții, prin absorpție de fonduri europene, prin susținerea companiilor, prin atragerea de investiții private. Asta a fost obiectivul nostru în primul moment, acele măsuri pe care am luat în aprilie, să avem această revenire a economiei din trimestrul 3, ca să de aici să pornim, de fapt, să fundamentăm creșterea economică din 2021. Doamna ministru Alexandru, am înțeles că și pe numărul de angajați suntem în creștere față de momentul de debut al crizei pandemice și a crizei economice aferente. Așa este, domnule premier, stimați colegi, conform ultimelor informații puse la dispoziție de Inspecția Muncii, în baza interogării informațiilor din Revisal, avem cu 15.150 de angajați activi în plus în luna octombrie față de ianuarie acestui an. Acestea sunt într-adevăr semne încurajatoare și le mulțumim tuturor celor care muncesc, au muncit în această perioadă și iată că revin în activitate și numărul este încurajator. Mulțumesc! Îmbunătățirea schemei de
muncă flexibilă și clarificările legate de șomaj tehnic versus Kurzarbeit sunt în dezbatere, am înțeles. Am terminat dezbaterile, am avut câteva dezbateri importante cu mediul economic, cu sindicatele. Proiectul este în acest moment în analiza ministerelor avizatoare, urmând să îl supun analizei dumneavoastră și al colegilor din guvern. În toată această perioadă au fost consultări. În mod evident, nu aveam cum să anticipăm toate evoluțiile în relațiile angajaților cu angajatorii și nevoile acestora, dar am ținut cont de ele, am avut mai multe discuții, am finalizat o primă variantă și se află, cum spuneam, în consultare și în analiza colegilor miniștri. Vin de asemenea, trebuie să... Vin în continuare. Începem discuțiile pe salariu minim și aici trebuie convocat Consiliul Național Tripartit. Tripartit. Noi am avut la nivelul Ministerului deja 3 runde de consultări cu sindicatele și patronatele. Parte dintre dânsii au fost prezenți în sala de ședință a Ministerului, parte online. Am deschis dezbaterile inclusiv pentru cei din afara Bucureștiului. Sunt păreri... pe de-o parte în favoarea unei înghețări, dacă vreți, sau păstrării cuantumului salariului minim actual, dar, repet, nicio decizie nu-i luat, am dat posibilitatea acestor discuții pe baza datelor puse la dispoziție de Comisia Națională de Prognoză și a INS, ambele instituții au fost foarte cooperante. Pe de altă parte, sindicatele, în mod evident, susțin un punct de vedere înspre creșterea salariului minim și suntem acum în discuții cu privire la aplicarea formulelor propuse de noi. Ca și anul trecut. Eu vreau să ținem cont de date obiective. În mod evident. Inflație, că trebuie să compensăm erodarea puterii de cumpărare prin inflație. Indicele de productivitate. Indicele de productivitate. Așa este, prognoza economică. Deși corecția aplicată prin coeficientul K. Știi cum se zice în inginerie, așa zice, coeficientul K. Mă rog, trebuie evaluată cu prudență. Adică să ne bazăm pe date clare privitor la salariul minim, să ținem cont și de, să spun, posibile consecințe economice și sociale privitoare la decizia luată cu salariul. Să știți că le mulțumesc și sindicatelor și patronatelor. Discuțiile noastre sunt cât se poate de serioase, cu toate argumentele pe masă. Cred că sunt convingătoare spunându-le că ne dorim să luăm aceste decizii cât pe bază de criterii de obiectivitate și discutăm împreună. Suntem la a treia rundă de discuții și, într-adevăr, trebuie să pregătim Consiliul Național Tripartit când agenda dumneavoastră vă permite. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul ministru Boloș. Ne-am angajat că identificăm resurse financiare suplimentare pentru a putea face față cererii foarte mari pe programul de granturi pentru capital de lucru. Am înțeles că sunt peste 22.000 de solicitări și că suma alocată inițial de 350 de milioane e insuficientă. Și aici stabilisem că pregătim o soluție. Da, proiectul de ordonanță de urgență vi-l propun pentru introducerea pe ordinea de zi. Sunt într-adevăr 22.226 de solicitări care au venit din partea IMM-urilor. În urma reanalizărilor și a relocărilor de fonduri am găsit soluția necesară pentru ca să putem onora toate aceste solicitări. Și la momentul potrivit o să vă solicit introducerea pe ordinea de zi a proiectului de ordonanță de urgență. Mulțumesc. Ministerul Economiei, doamnă secretar de stat Niculescu. Da. Domnule premier, Ministerul Economiei are două vești bune în seara asta. Una legată de modificarea OUG 60 și vă mulțumim că ne-ați sprijinit cu Cos Târgoviște. De aceea am ajuns în forma asta. Va deschide această modificare, va deschide calea recuperării creanțelor bugetare care în condițiile actuale erau aproape imposibil de recuperat și reinserția în circuitul economic a activelor funcționale importante în dezvoltarea pe orizontală a industriei. De fapt,
se sting. Adică obiectivul nostru este să luăm activele viabile, să construim o companie care să aibă capacitatea să... Exact, și salvăm și locurile de muncă, deci este și un impact social. Acolo am înțeles că este 1200 de angajați. 1200 de angajați, dacă pornim vor mai trebui angajați, pentru că vrem să dezvoltăm. Asta nu pot să înțeleg. Deci ai nevoie de fier beton, e o cerere crescută de fier. Deci deja s-a luat legătura, e nevoie de fier veche, de fapt, și ei fac... Da, și avem furnizori, avem tot. La a doua este schema de ajutor pentru granturile din Horeca și industria ospitalității. Acestea li se vor oferi granturi care să acopere diferența între cifra de afaceri 2019-2020 în cuantum de 20% din cifra de afaceri. Cu asta spunem, credem că punem pe picioare turismul și o să fie o revigorare. Și... Deci asta se va aplica pentru tot sectorul Horeca. Horeca și ospitalitate, tot și agențiile de turism. Și agențiile de turism. Da. Deci trebuie făcut o evaluare a impactului. Sunteți pregătiți cu proiectul de... Da, avem memorandum, după care vom discuta cu Ministerul de Finanțe. Deci după adoptarea memorandumului trebuie notificată Comisia ca să obținem acordul Comisiei pe schema asta de ajutor de stat și, evident, ordonanța trebuie pregătită ca imediat ce primim acordul Comisiei să putem să o adoptăm, să devină operațional cât mai repede. Da, domnule premier. Bine, mulțumesc. Domnul secretar de stat Arafat, CNSU și-a exercitat... Domnul prim-ministru, s-a terminat votul, este adoptată hotărârea CNSU. Prin ea se propune prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu data de 14 noiembrie. Iar măsurile propuse nu prevăd măsuri noi față de cele care sunt în vigoare. Deci, practic, menținem setul de măsuri anterior, inclusiv setul de măsuri cu aplicabilitate locală în funcție de indicele de răspândire și, de asemenea, setul de măsuri național. Ca să putem atinge cele 30 de zile care s-au considerat necesare pentru a vedea un impact real al măsurilor care au fost. În privința reglementărilor pentru ziua votului... Sunt în hotărârea de guvern. Sunt cuprinse în hotărârea de guvern. Dacă mai sunt modificări necesare, putem să îmbunătățim. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, mass media. Vă rog să propuneți completarea ordinii de zi.